Curiozitatea oamenilor nu are limite, iar dorința de a cuceri spațiul este tot mai mare. În ultimii ani, cel care ne urmărește de sus nu este doar Dumnezeu, ci și dronele. Cunoaștem în această ediție pe omul care cu mintea ageră de jos inventează ochii de sus, din cer. Aparatele zburătoare teleghidate uimesc prin frumusețea și unicitatea lor. Captivat de distracția pe care o oferă inovațiile în tehnologie, Anton Danici și-a creat o afacere inteligentă în această sferă. Tânărul nostru se mândrește cu aeromodele asamblate de el însuși, pasionat, dar fără studii în domeniu. Acum 10 ani și-a propus să învețe cât mai multe pentru proiectarea și exploatarea dronelor. Pasiunea pentru aparate zburătoare și a început în copilărie, dar mai mult îmi plăceau elicopterele. Și când plecau părinții în deplasare, la mine era unica comandă să-mi aducă un elicopter cu radiocomandă. Păcat că aceste elicoptere pe atunci existau doar în visele mele și nu existau încă pe piață. Anton s-a aventurat în această lume pe neobservate, iar pasiunea lui pentru aeromodelism a prins rădăcini. În anul 2007 și-a procurat primul elicopter teleghidat, fiind într-o deplasare de serviciu. De atunci nu încetează să revoluționeze lumea cu tehnologiile lui. Prima livrare a fost un proces lung de negocieri și apoi livrarea containerului pe cale maritimă din Republica Chineză. Au fost multe investiții, cât materiale, atât și emoționale, dar mă bucură un singur fapt că de-a lungul anilor aceste investiții s-au capitalizat în mare parte. Aici au naștere toate proiectele, aici stația de lucru, aici sunt 3D printerele pentru prototipurile care trebuie făcute urgent. Și aici vedeți toate dronele de care dispunem. Majoritatea pieselor sunt produse pe loc, la strungurile noastre, la 3D printere, dar materia primă suntem nevoiți să o importăm. În țară nu există sursă de materie primă. Primii pași în acest domeniu i-au adus și primele suferințe. Anton își amintește și acum de accidentul suportat din necunoaștere și lipsă de experiență. Vrând să testeze un elicopter, nu s-a asigurat de micile detalii și a ajuns sub bisturiul prietenului său, chirurg. Așa că aceste momente l-au făcut să sufere și să învețe o lecție de viață. Iată, sunt niște pale de clasa 600. Ele au 600 de milimetri de la origine până la vârf. Iată, cu așa pale, acum 8 ani în urmă, am fost traumat destul de tare la picioare. Deci au fost traumate cât și țesuturile moi, atât și țesutul osos. În 2 secunde au fost 16 lovituri. Deci, practic, timp pentru reacție nu era. Asta totul a fost din neatenție și lipsă de experiență. Și numai din acest motiv eu insist că cei care se ocupă de domeniul dronelor trebuie în primul rând și în capul mesei să pună siguranța operării și într-al doilea rând deja necesitățile lor comerciale. În 10 ani de activitate, tehnica pe care a realizat-o a fost folosită în diverse domenii, cum ar fi agricultura, filme de lungmetraj și clipuri muzicale. Elicopterele sale au fost primele care au livrat imagini aeriene pentru cinematografia moldovenească. Aceleași modele au fost utilizate și pentru filmările promoului la Campionatul Mondial de Atletică Ușoară din anul 2013, desfășurat în Rusia. Dronele, cât și expertiza, a ajuns și în cele mai îndepărtate colțuri ale lumii. Am clienți și în Colombia, și în Statele Unite, Canada, Turcia, Liban, Emiratele Arabe, Rusia. Adică este o listă destul de vastă. Am fost pionieri nu numai pe piața Moldovei, dar și printre primii pe plan mondial care au livrat asemenea sisteme aeriene. De-a lungul anilor am participat în diverse proiecte și expediții, cât în Europa, atât și în Asia, Orientul Mijlociu, care expedițiile acestea mi-au adus în fine mulți prieteni noi, dar și multă experiență și cunoștințe în domeniu.
În atelierul său de creație vedem un multicopter industrial, dotat cu funcții și piese speciale pentru stropirea viilor și livezilor cu diverse soluții. Capacitatea lui este de 23 de litri, iar dintr-un singur zbor poate acoperi 3 hectare de pământ. Timpul lui de zbor încărcat maxim este de aproximativ 15 minute. Ne-am propus să livrăm anume servicii și nu aparate în sine, pentru că nu orice fermier va putea dirija cu un asemenea aparat, pe când apelând la servicii a unui personal calificat va putea efectua lucrările într-o manieră sigură, promptă și în cel mai scurt timp. El a fost utilizat mai mult pentru teste și demonstrații la delegații străine aici pe loc, pentru că sunt cointeresați nu numai oameni din Moldova, dar și din țările vecine. Sunt niște criterii de securitate a operării aparatelor de zbor fără pilot. Ele oricum sunt partea aviației civile și sunt niște reguli de utilizare a spațiului aerian. Și aflându-ne în Chișinău, ne aflăm în zona roșie, cum s-ar spune, așa se numește zona, în care este interzisă lansarea oricărei aeronave, inclusiv și aparatelor de zbor fără pilot. Construcția unui aparat de zbor fără pilot e un proces complex, care necesită o culegere de idei și soluții tehnice, care trebuie implementate pas cu pas. În primul rând se începe de la sarcina care urmează a fi atinsă, sau scopul final care urmează a fi atins. Și având în vedere acest scop, se începe proiectarea. Proiectarea se începe simplu, de la un creion și o hârtie. Se schițează careva obiective principale pe care o să fie bazat tot designul. În momentul când obiectivele sunt fixate, deja se poate procede la o digitalizare a conceptului și se începe schițarea electronică. După ce schițele au fost puse electronic, se pot face și măsurări virtuale a viitoarei construcții. Și ca spre exemplu, puteți vedea acum pe calculatorul din spate, se lucrează la un sistem de prindere a motorului cu vector dinamic. Este o parte a unui avion hibrid care urmează a fi lansat până la finele acestui an. Iată aici vedeți viitorul sistem de vector dinamic pentru un motor. Inițial, vectorul motorului este îndreptat în sus pentru o decolare pe verticală, dar pentru un zbor clasic, motorul se reorientează în față. Pe lângă drone, elicoptere sau avioane, Anton își dorește să proiecteze în viitorul apropiat și alte modele care i-ar aduce succes în domeniul dat. Aceste tehnologii sunt parte a vieții cotidiane pe plan mondial și Republica Moldova mai puțin este afectată, dar totuși cu timpul o să ajungă și ea la nivelul când dronele vor fi parte a vieții cotidiene a fiecărui dintre noi. Între timp mai cochetez și cu ideea creierii unui aparat de zbor pentru o singură persoană. Necesită multe resurse acest proiect, dar când am un minut, tot stau să mă gândesc la careva soluții tehnice și tehnologice pentru un viitor proiect de acest gen. Deși este o afacere proprie, Anton nu ezită să apeleze la ajutorul colegilor atunci când simte nevoia. Cel mai bun ajutor, desigur că este la nivel de a găsi greșeli în designul conceput de mine. Pentru că inițial poți să omiți mici detalii care apoi se răsfrâng în mari probleme. Dar colegii care la fel sunt competenți în domeniu, cu alți ochi privind proiectul, desigur că imediat pot să-și dea seama de careva omisiuni lăsate de mine. Despre alte construcții realizate, tânărul ne-a vorbit pe teritoriul aerodromului, prezentându-ne o parte din funcțiile aparatelor zburătoare. Dispozitivul din fața noastră este un GCS, ca abreviatură, care înseamnă Ground Control Station, deci este stația terestră de control a oricărui aparat de zbor fără pilot. În cazul nostru o să fie stația de control pentru avionul de recunoaștere și acum o să o pornim, pentru ca să îți pot demonstra imaginile pe care le vede avionul de sus din cer. Jos avem harta interactivă și poziționarea avionului pe această hartă. Pe stânga avem telemetria, care este dublată și în ecranul de sus. Aici avem tot cifrele și datele de telemetrie, în colțul stâng de jos. Deci chiar când avionul se află în afara razei noastre de vizuale,
noi putem, având aceste cifre, să ne orientăm în spațiu. Înainte de fiecare lansare, verificăm suprafețele de control. Deci avionul, pentru a menține o atitudine stabilă în aer, trebuie să se autostabilizeze. Și vedem când vântul sau alți factori externi încearcă să dea atitudinea peste cap a avionului, vedem că suprafețele de control acționează în direcția opusă și astfel nivelând atitudinea avionului în spațiu. Deci așa teste trebuie făcute înainte de fiecare lansare, pentru a ne asigura că toate suprafețele de control lucrează conform. La fel, înainte a fiecărei lansări, verificăm motorul, dăm turațiile până la maxim ca să ne asigurăm că totul este integru. După ce aceste teste au fost efectuate, putem a ne pregăti pentru lansare. 3, 2, 1, foc! Ziua testărilor este un moment așteptat. Atunci se dovedește cât de reușit au fost construite aparatele de zbor. De obicei, primele teste decurg după cum au fost planificate. Însă există și momente când ele se avariază în timpul primului zbor. În general, orice testare presupune riscuri și trebuie să fim gata pentru cel mai prost scenariu. Deci când venim în câmp, venim într-o arie deschisă, fără spectatori, unde este destul loc de manevră și să fim gata pentru orice eventualitate. Cel mai rău caz care s-a întâmplat la mine personal a fost o explozie a unui elicopter drept la momentul decolării, de la rezonanță terestră. Este așa un fenomen la elicoptere. Copterele sunt mai puțin supuse acestui efect, dar pot apărea diferite circumstanțe. Deci, poate un propeller să aibă careva defecțiuni invizibile ochiului și să se întâmple ceva. Poate să cedeze un senzor, poate să cedeze un cablu. Deci sunt o mulțime de circumstanțe la care se poate ajunge. Tinerii vibrează de emoție și se concentrează la maxim atunci când lansează un avion în aer. Dirijate de la sol prin telecomenzi speciale, aeromodelele își iau zborul de pe pistă cu precizie. Fiecare modelist trebuie să fie atent la virajele celor cu care împarte spațiul aerian. De obicei, pe teren participă simultan maxim 2 modeliști. Eu consider că aterizarea a fost ok, deconectăm bateria. Astăzi am testat un avion prototip pentru recunoaștere și prospecția unor teritorii. Noi îl folosim mai mult la testarea unor sisteme aviatice care le instalăm pe avioane mai mari, avioane industriale. Necătând la faptul că este un avion de dimensiuni mici, dispune de toți senzorii, precum și în aviația mare, deci senzor de viteză aeriană cu tub pitot, senzor GNSS care primește semnal, GPS, GLONASS, Beidou, senzori de presiune aerului, barometru și accelerometru, giroscopi, adică un șir de senzori, la fel cum sunt și senzorii din avioanele pilotate de persoane. Iurie Matveev este prietenul, dar și colegul de breaslă al lui Anton. Specializat și el în acest domeniu, Iurie încurajează acțiunile și eforturile sale. Îl cunosc pe Anton de mai mulți ani și mereu se manifestă ca o fire curajoasă și ambițioasă. Este un visător, are proiecte personale interesante pe care nimeni altul n-ar avea curajul să le pună în aplicare. Aparatele sale de zbor nu așteaptă mult timp pentru a se ridica în aer. Munca sa e una complicată, ea necesită multe cunoștințe în tehnologie și îndemânare, pentru că lucrează cu diferite instrumente sofisticate și de asemenea sunt cheltuieli mari. Totuși asta nu îl împiedică să meargă mai departe. Dezvoltă această sferă în care unii nu doresc să se implice, deoarece este greu, scump și nu cunosc multe lucruri. Aeromodelismul este un sport în care inteligența conduce, însă în aceeași măsură este nevoie și de pasiune. Fiecare modelist trebuie să se ocupe de documentare și asamblare pe cont propriu. Iurie este unul dintre adepții acestei tehnologii, încercând astfel să pună umărul la dezvoltarea inovațiilor în țara noastră. Una dintre cele mai populare activități printre tineri este competiția dronelor.
Acest obiect mic zboară destul de rapid, totuși este necesar de a o controla. Verificarea se face cu ajutorul echipamentului special, care include casca, camera și ochelarii. Liba ochii, liba șlem. În Moldova, aeromodelismul a apărut în anii 60 ai secolului trecut. Fiind considerat un sport cu vechi tradiții în lume, acesta prezintă interes pentru mulți dintre bărbați. Pentru a reuși să obțină marele succes în domeniul respectiv, posesorii de aeromodele trebuie să pornească cu dăruire de sine și multă perseverență.